contrabandă cu țigări pe autostradă. Trei teleormăneni cu vârste de 52, 54 și 62 de ani au fost prinși de polițiști în cursul serii de marți în timp ce încercau să scape de marfa contrafăcută. Oamenii legii au intrat pe fir după ce două persoane au sunat la 112 și au reclamat faptul că șoferii de tir aflați în momentul respectiv în zona Cristian dețin țigări fără timbru fiscal. Cei trei traficanți de țigări au fost opriți de către oamenii legii tocmai la Mohu. Când au văzut că sunt trași pe dreapta, conducătorii ansamblurilor tir au încercat să scape de plasele cu marfa, aruncându-le în șanțul de pe marginea drumului. În urma verificărilor s-a constatat că cei trei aveau mai multe cartușe de țigări ascunse în cabine și în anvelope, țigări pentru care, bineînțeles, nu au putut face dovada provenienței. Cei trei șoferi s-au ales cu dosare penale. În seara zilei de 31 ianuarie, în jurul orei 21, prin două apeluri 112, polițiștii biroului de poliție autostrada A1 Râmnicu-Vâlcea-Deva au fost sesizați cu privire la faptul că trei bărbați care conduc ansambluri rutiere pe A1 în zona Cristian, pe direcția Deva-Sibiu, ar deține produse susceptibile a proveni din săvârșirea de fapte cu caracter penal. Polițiștii rutieri au declanșat de urgență verificări în trafic, cele trei ansambluri fiind depistate și oprite pe A1 la kilometrul 238 în zona Mohu, la volan fiind identificați trei bărbați în vârstă de 52, 54, respectiv 62 de ani, toți din județul Teleorman. Imediat după ce vehiculele au fost trase pe dreapta, polițiștii rutieri au observat că cei trei șoferi aruncă în șanțul din apropiere mai multe plase cu produse. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că cei trei șoferi ar fi încercat să se debaraseze de mai multe țigarete care nu prezentau timbru fiscal, aruncându-le în zona din apropierea autostrăzii. Cu ocazia controlului efectuat asupra celor trei ansambluri rutiere, în cabine și în anvelope, polițiștii au descoperit și ridicat în vederea confiscării un număr de 6.880 de țigarete netimbrate și pentru care cei trei bărbați nu au putut prezenta documente de proveniență. Cauza a fost preluată de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Sibiu, urmând a se efectua cercetări penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă cu țigări. Iarna continuă să-și facă de cap prin România. Meteorologii au emis la mijlocul acestei săptămâni o nouă avertizare, cod galben de vreme rea. Sunt așteptate ninsori și viscol pentru 29 de județe ale țării. Codul galben a intrat în vigoare la ora 10 și rămâne activ până în data de 3 februarie, până la aceeași oră. Vizate sunt parțial sau în totalitate județele Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița, Năsăud, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Cobasna, Dâmbovița, Dolj, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vâlcea și Vrancea. Conform ANM, în intervalul menționat va ninge la munte și se va depune strat consistent de zăpadă. Vântul va avea intensificări cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în zonele înalte de peste 1700 de metri, rafalele vor ajunge până la 90 de km pe oră. Intensificările vântului se vor simți în primele două zile ale acestei luni, cu precădere în Transilvania și Oltenia. 2022 a fost un an extrem de plin pentru cei de la ISUS Sibiu. Telefonul a sunat de peste 21.000 de ori și de fiecare dată când era ridicat receptorul, cineva avea nevoie de ajutor. Că a fost vorba despre un incendiu, un caz medical, o evacuare din locuință, o salvare din ape, inundații sau prim ajutor și descarcerare în caz de accident, angajații ISO au răspuns mereu prezent. Cele mai multe intervenții, peste 16.000, au fost pentru cazuri medicale. Cel mai mare număr de intervenții din istoria Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, capitan Dumitru Croitoru al județului Sibiu, s-a înregistrat anul trecut, vorbim de 21.097 de intervenții. Dintre acestea, 743 au fost incendii, dintre care 421 incendii de vegetație. 16.091 au fost cazuri medicale SMURD, 74 misiuni de descarcerare și 30 misiuni de salvare animale. Numărul voluntarilor SMURD care activează în misiunile medicale a ajuns anul trecut la 59 de persoane. Au fost desfășurate un număr de 73 de exerciții de antrenare a forțelor, dintre care un exercițiu s-a desfășurat la nivel internațional. Pe linie preventivă s-au efectuat 497 de controle de prevenire care au dus la aplicarea de sancțiuni în valoare totală de peste 500.000 de lei.
Pe partea de prevenție, în cursul anului trecut au fost efectuate aproximativ 500 de controle, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 531.500 de lei. Echipa ISUS a mărit în cursul anului trecut cu încă 60 de noi angajați, la care se adaugă și 59 de voluntari. Sărbătorile de iarnă au trecut cu bine pentru sibieni, însă pentru siguranța oamenilor, comisarii specializați pe protecția consumatorilor au derulat controle pe toate liniile. Acțiunile au început în ultima lună anului trecut și s-au încheiat spre jumătatea primei luni a acestui an. Per total, pentru siguranța consumatorilor au fost efectuate 157 de controle în unități alimentare. În urma acestora s-au aplicat 126 de amenzi în valoare totală de aproape 1 milion de lei. În plus, au fost oprite definitiv de la comercializare produse alimentare în valoare de aproape 1200 de lei. La acestea se adaugă peste 1700 de kilograme de produse alimentare și peste 1100 de produse nealimentare oprite temporar de la comercializare. S-au desfășurat atât controle tematice, cât și operative la un număr de 42, acum le iau pe rând. A fost totalul acțiunilor. S-au desfășurat 42 de operatori economici din județul Sibiu care comercializează produse din carne, preparate din carne. Și au fost găsiți cu abateri de la legislație. S-au aplicat un număr de 54 de amenzi contravenționale în valoare de 325.000 de lei și 25 de avertismente. Organizare și desfășurare acțiuni de control privind calitatea și modul de etichetare, comercializare, prezentare, publicitatea produselor de patiserie, cofetărie, ciocolată și produse din ciocolată, vinuri, băuturi alcoolice și nealcoolice. S-au desfășurat controle tematice la un număr de 65 de operatori economici care comercializează produsele mai sus menționate și s-au aplicat un număr de 44 de amenzi contravenționale în valoare 382.000 de lei și un număr de 30 de avertismente. În timpul controalelor, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor au găsit produse expirate, produse fără termen de valabilitate, produse fără etichetă, produse de pe care lipseau informațiile în limba română, ori modul în care acestea trebuie păstrate ori tratate termic înainte de utilizare, ori prețuri diferite între raft și casă de marcat. Polițiștii rutieri au luat la bani mărunți transportatorii de persoane. Acțiunile de control au vizat verificarea respectării timpilor de odihnă, verificarea respectării traseului, respectarea capacității maxime de încărcare a mașinilor ori a numărului maxim de locuri pe scaune. La acestea s-au adăugat și verificarea mașinilor care circulă în regim taxi. Per total, în doar câteva ore au fost verificate mai bine de 90 de mașini. Pentru abaterile constatate, rutierii au reținut 2 permise și au aplicat amenzi în valoare de 11.500 de lei. Printre cei amendați se numără șoferii și pasagerii care au fost prinși fără centură, șoferii care s-au angajat în depășiri neregulamentare sau cei care au fost prinși cu anvelope de vară. Pe parcursul activităților specifice desfășurate la nivelul județului Sibiu, polițiștii rutieri au verificat 94 de autovehicule, au reținut 2 permise de conducere pentru efectuarea de depășiri neregulamentare, au retras un certificat de înmatriculare și au aplicat 32 de sancțiuni contravenționale în valoare de 11.500 de lei. Cele mai multe sancțiuni, respectiv 25, au fost aplicate transportatorilor de persoane și au vizat neportul centurii de siguranță, efectuarea de depășiri neregulamentare, lipsa inspecției tehnice periodice, anvelope necorespunzătoare și altele. În ceea ce îi privește pe taximetriști, polițiștii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale la legea 38/2003. 2 conducători auto au fost sancționați cu amendă și suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 60 de zile, după ce au fost depistați depășind neregulamentar. Astfel de activități vor continua și în perioada următoare pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. În ceea ce îi privește pe taximetriști, au fost aplicate 7 sancțiuni contravenționale. 2 dintre șoferi au rămas și fără permis pentru următoarele 2 luni. Polițiștii rutieri spun că astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare. Scopul acestora nu este neapărat acela de a sancționa, ci mai degrabă de a-i face pe șoferi să conștientizeze riscurile la care se expun și la care îi expun și pe ceilalți participanți la trafic atunci când încalcă legea.
În timp ce iarna face eforturi disperate să câștige teritoriu, primăvara pare să îi sufle în ceafă. La început de februarie, atât pomii fructiferi, cât și copacii ornamentale au intrat în vegetație. Corcodușii așteaptă cu nerăbdare câteva zile cu soare călduți, astfel încât să înflorească, iar liliecii au deja mugurași și chiar frunzulițe. Este semn că nici iernile nu mai sunt ce au fost. Meteorologii spun că februarie, deși este ultima lună de iarnă, va fi asemănătoare cu ianuarie. Temperaturile vor crește ușor, însă masele de aer rece vor mai da bătăi de cap atât naturii cât și oamenilor. Temperaturile medii vor oscila între -6 și 2 grade Celsius, oarecum normale pentru ultimii cel puțin 10 ani. În februarie, cel mai frig a fost însă în 1929. Atunci, la data de 10 februarie, la stația meteo de pe vârful Omu, s-a înregistrat o temperatură de -35 de grade. 2012 a fost ultimul an în care s-au înregistrat temperaturi minime cu record negativ. La polul opus se situează anul 2016, când maxima lunii februarie a fost de 19 grade cu plus. Iar dacă pe noi oamenii simpli o primăvară timpurie ne bucură, pomicultorii și apicultorii nu sunt tocmai fericiți. Aceștia spun că atât insectele cât și plantele vor suferi de pe urma diferențelor mari de temperatură dintre zi și noapte. În ultimii ani, în ciuda eforturilor depuse, pomicultorii au rămas fără mai bine de jumătate din recolte, după ce vremea le-a jucat feste. Pomii au intrat în vegetație de timpuriu, iar mai apoi gerul a distrus toate florile.